Cum te mirai tu că mănânc și nu mă îngraș? Așa. Păi să te văd ce zici acum. Uite, Francisca este alături de noi. Uite ce bine am găsit. Felicitări. Dar ridică-te să te vedem. A slăbit 18 kg. Da, în câteva luni. Da. Gata, mă uit. Aia e camera. Așa, zâmbim da, frumos, așa, fac și o piruetă. Bine. Bravo, bravo. Dar cum așa? Adică cum a început totul? Totul a început în luna, cred că înainte de nuntă am cunoscut-o pe doamna Carmen, dar propriu zis, procesul de slăbire, procedurile și la modul cu Francisca, gata, când m-am întors din luna de miere, m-am... Ce eram eu plinuță, dar m-am mai întors și cu kilogramele acumulate de acolo, pentru că mănânce. Da, mă, dar bărbatul te iubea. Da. Foarte mult, foarte mult. Deci el cumva acum, deci de când nu prea îi place așa de tine acum slabă. I-a luat, a fost un șoc, i-a luat o perioadă, a fost un șoc stând cu mine și văzând procesul prin care am trecut, e ca și cum am fost plecată undeva vreo 6 luni și m-a văzut brusc slabă. Păi mă, e, dar că e ca același încă lucru. Deci dacă tu o iei la 70 de kg, să zici, dau un exemplu. O iei că-ți place și după așa. Aia, că îți place așa și după aia ajunge la 50, nu-ți place. Că e la fel cum o iei la 50 și ajunge la 120. Da, mă, dar tot are forme, tot are asta. Nu, nu e că nu-i place. Cum ar fi? Nu, eu am mai slăbit odată de capul meu, să știți, 20 de kilograme de capul meu, de la 80, aproape 70 ceva, până la cel mai puțin am avut 57-58 de kilograme. Uh-huh. Ei, dar atunci arătam groaznic. Mă simțeam groaznic pentru că am slăbit de capul meu. Așa. Prin mai cu fără dulciuri deloc. Așa. Fără înfometare, nu, că 20 de kilograme nu merg prin înfometare. Slăbești 3, 4, 5, dar așa. 20 nu, că ajungi la spital. E tocmai trebuie să mănânci. Da, da, da. Ei, cumva atunci am slăbit cât de cât ok, dar vreau să spun că pentru că am tăiat zahărul de tot, pentru că n-am știut să reduc puțin câte puțin, să combin aia cu aia, nu știam, eram abia venit, abia am început și eu cu emisiuni, cu aia, mi-am dat seama de niște lucruri și atunci mă simțeam mai urea, arătam mai rău la față și aveam 19-20 de ani. Acum a fost diferită situația. De ce? Pentru că în momentul în care m-am întors din Mexic, cum vă ziceam, doamna Carmen, Carmen. Eu îi spun Carmen și o tutuiesc, zic așa, ține voia să-i spun doamna la televizor, da, nu știu de ce, dar o să-i spun Carmen pentru că pentru mine așa e o prietenă de suflet acum. A spus Carmen în momentul în care m-a văzut, Francisca, gata, eu nu te mai primesc la mine, eu să ne înțelegem în calitate de client la ea. Ea nu e cu nebunii, cu fă-mi reclamă, cu... nu, ea nu ține vrăjeala asta. Gata, de mâine eu nu te mai primesc. Dacă tu, fetiță, în fiecare dimineață nu-mi trimiți poză cu picioarele pe cântar. Și în fiecare dimineață. Adică ce înseamnă programul ăsta pe care l-ai urmat? Am gândit, te sfătuiește în ceea ce privește alimentația, dar ține cont de plăcerile tale culinare, pentru că eu, de exemplu, sunt pretențioasă. Eu nu mănânc foarte multe tipuri de legume. Nu mănânc decât... Mănânc, în general, fructe cam de toate. Nu pot să spun că nu-mi place un fruct, dar am preferate și mai așa, chestii pe care le mănânc o dată pe an. Îmi plac extrem de tare și nu supraviețuiesc fără dulce. Eu renunț la mâncare oricând pentru dulce. Mm-hmm. Păi și ți-a dat dezlegare la dulce? Cum? Absolut, dar la ea și a mers în primul rând pe normalitate. Nu a dat nicio dietă strictă. Tu, săptămâna asta, mănânci asta, asta și asta. De asta eu n-aș putea să spun că am mâncat... Uite, pot să-ți dau exemplu de un meniu pe care l-am mâncat într-o zi. Dar așa, nu am avut ceva stabilit pe toată săptămâna. De exemplu, dimineața m-am trezit și am băgat niște ciocolată. Nu că am... Ce înseamnă niște ciocolată? Hai să... N-am mâncat o ciocolată. N-am mâncat o ciocolată. Dar am mâncat un baton din ăla așa. Așa. Okay. Okay, bun. Și am băgat și vreo un pic așa niște afine sau așa, așa, din mers. Pentru că, de exemplu, mă pregăteam de o emisiune sau de o ieșire. Mă rog, da, deci ai sărit peste micul dejun mâncând doar această ciocolată. Păi, practic, ăla e micul dejun. Asta zic, pentru că ți-ai mâncat și altceva. Nu, am mâncat. Sau, în altă zi, mi-am făcut o omletă cu o roșioară, cu un pic de brânzică, cu așa. Sau, în altă zi, am mâncat un iaurt cu cereale. Sau, în altă zi, am vrut și omleta și ciocolată. Și ți l-a dat? Da! Da! Pentru că am avut o zi foarte plină cu filmări, pentru că am ajuns poate în ziua respectivă și să fac și jumătate de oră de antrenament și în momentul ăla mănânci. Pentru așa, că și apoi prânzul ce înseamnă? La de exemplu... prânz m-am oprit, de exemplu, cum eram eu în drum sau am trecut pe acasă, pentru că n-aveam timp să îngătesc. Hap, țap, la mine cea mai rapidă variantă e cu peștele la cuptor. Mhm. Somon, orice, păstrăv, orice, dorada, așa, sau
piept de curcan sau carne de vită, chiar și de porc. Deci dacă carnea ta e pregătită în casă și e pregătită fără să o îmbibi toată în ulei, dar e normal să pui o linguriță de ulei. E normal să stropești. Adică nu facem, nu o dăm în extremă. Nu facem omleta doar din albuș. Cu ce mâncai cărnița asta? Cu o salată, cu fasole verde, cu... Eu nu suport că am ținut o dietă de aia cu pește și păstăi și nu mai vreau să mai văd în viața vieții mele, dar vă zic cu ce poate fi combinată. Sau, nu ai timp, ești pe fugă, bagă niște hummus. Rapid, niște hummus. Și cu un pic de... Dacă mănânci o căriuță de lipie, de aia nu se întâmplă nimic. Și e seara? Normal. Seara, bineînțeles că după ora 17 primele săptămâni și apoi am început și după ora 18 să... A, nu te-a lăsat să mai mănânci nimic după 17. După 17 plângeam cu sticla de apă în gură primele două săptămâni. Plângeam. Hai. Dar care este secretul? Asta este partea, sfaturile de nutriție. Eu v-am dat un exemplu cu ce am făcut într-o zi. Dar lucrurile au stat diferit în alte zile. În alte zile am mâncat mai mult, în alte zile am mâncat mai puțin, în alte zile am mâncat paste la prânz. În alte zile am mâncat, mi-am permis să mănânc un tiramisu. În alte zile am mâncat păi și stai puțin, o jumătate de pizza. Ce ai făcut diferit față de ce făceai înainte? Păi înainte cum mâncai? În cabinetul, înainte eu nu mâncam. Asta era problema. Eu mâncam dezorganizat. Și hai să zic o chestie. În momentul în care tu nu ai mic dejun, care ar trebui să fie marele dejun, ar trebui să iei, pentru care și iau un articol foarte interesant cu marele dejun, ar trebui aia să fie masa cea mai importantă. În afară de faptul că eu nu luam micul dejun, ajungeam să mănânc seara, chiar dacă nu mâncam lucruri, făceam sport, culmea, și înainte. Deci eu la 65 de chile și la 67 eu aveam abdomenul lucrat. Gata, aveam teluța mică. Se poate, mă, Covi. Dar... Se poate, nu mânca după 17, mănâncă mult la micul dejun, fă sport și... Dar nu e asta, că nu, eu n-am făcut sport deloc, n-am avut voie să fac sport. Să nu fă sport. Ferească Dumnezeu să fac sport. Asta zic, da. Știi care este secretul ei? Stai un pic să înțeleagă, vreau să fac oameni să înțeleagă. Secretul ei se întâmplă în cabinetul ei. Ea personalizează procedurile ei în funcție de fiecare client. Te dai și lui Covi numărul de telefon. Și eu am plecat și după o procedură cu minus un kilogram jumate de ei. Am înțeles. Procedurile sunt, în primul rând, cele mai importante, apoi alimentația și apoi sportul pe parcurs când îți dă voie. Dar te monitorizează, stă cu tine în telefon, te întreabă, ți-e rău în ziua aia? Nu mai poți să mănânci peștele sau nu știu ce. Trebuie să schimbi. Și de asta e important. Mulțumim tare mult, felicitări încă o dată. Am vorbit ca o moară stricată. Dar e ok, e foarte bine. Iertați-mă. Înseamnă că ai arderile bune.